M-am gândit că ceea ce aș putea eu să încerc să fac și este mai fezabil este dacă s-ar ajunge la situația în care s-ar vota președintele țării cu vot direct, deci ar vota poporul, atunci m-aș gândi la modul cel mai serios să candidez. Ați merge... Da. Și aici deja e un lucru, cum spuneam, mai realist, mai fezabil. Care este diferența? Dumneavoastră sunteți gata să candidați la funcție de președinte la eventuale alegeri directe și nu sunteți gata să vă lansați într-un proces politic de construire unui partid politic? Pentru că aici ține doar de propria mea persoană. Da, și o campanie pentru președinție presupune bani, dar poți să o faci cu 20.000 de lei, dacă nu ai mai mult, sau poți să o faci cu 2 milioane de lei. Depinde deja ce poți, ce poți să-ți permiți. Și dacă ai șansă, probabil că poți să treci cu 20.000 de lei. Dacă nu ai șanse, poți să nu treci și cu sute de milioane de lei.